Bună ziua! Sunt îndurerat, sunt cutremurat, dar în același timp sunt și revoltat. Sunt revoltat că o astfel de tragedie de proporții s-a putut întâmpla chiar în mijlocul Bucureștiului. Atâția oameni tineri, nevinovați, care pur și simplu s-au dus să se distreze, au murit. Mulți, foarte mulți, sunt răniți. Voi merge acum să îi vizitez pe unii, să încerc să vorbesc cu ei sau cu aparținătorii. Este o mare, mare tragedie și cred că este foarte important să tragem deja primele învățăminte de aici. Eu cred că această tragedie se datorează și faptului că s-a abordat după principiul las că merge și așa. Am deja indicii că nu au fost respectate reglementări legale, am indicii că ignorarea normelor și a legilor a dus la această tragedie. Sper că autoritățile să termine repede și ferm anchetele și să avem concluzii cu care putem pe urmă să explicăm părinților, fraților, copiilor, victimelor de ce s-a întâmplat această tragedie. Am fost toată noaptea în legătură cu autoritățile. Azi dimineață am fost în legătură cu Procuratura Generală și i-am rugat pe toți să vină cât se poate de repede cu concluzii care ne ajută să explicăm oamenilor ce s-a întâmplat și ce trebuie să facem ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple la noi niciodată. Reacția autorităților. Am fost cutremurat de la știrea că sunt victime. Este ceva ce nu trebuie să existe și am antamat deja de azi noapte ideea dolului național. Vom avea, cred, astăzi deja o hotărâre de guvern conform legii. Le mulțumesc celor care au fost acolo și au intervenit. Echipajele și-au făcut datoria, medicii și-au făcut datoria și cred că autoritățile acum își fac toate datoria. Este pentru unii prea târziu, dar e bine că am avut această reacție rapidă și ce s-a putut salva, să fie salvat. Mulțumesc! Da, am vizitat toți pacienții de aici, din spital, care au fost internați cu arsuri de la tragedia de aseară. Majoritatea sunt inconștienți, sunt grav răniți, după spusele medicilor. O singură persoană a fost conștientă și am putut să vorbesc un pic cu ea. Am vorbit cu mama unui pacient care este inconștient. Toată lumea este profund îndurerată. Lumea este revoltată că s-a putut întâmpla așa ceva și în continuare sper să reușim să avem rezultatele anchetelor foarte repede și dacă se impune să schimbăm anumite norme, să o putem face repede, să nu se mai întâmple niciodată o astfel de tragedie. În continuare, voi merge la Cotroceni pentru ora 12 la...
invitat pe domnul ministru Oprea și pe domnul secretar de stat Arafat ca să-mi prezinte primele concluzii și să-mi spună într-o discuție directă ce s-a întâmplat după părerea lor, după care voi merge probabil la locul tragediei. Mulțumesc!